Salutare tuturor și bine ați revenit la școala de cripto. Astăzi vom învăța cum putem obține criptomonede în mod gratuit. Așadar, avem aceste patru site-uri: CoinMarketCap, Coinbase, Phoenix și CakeDeFi. În cazul CoinMarketCap, pentru a obține criptomonede în mod gratuit, ceea ce trebuie să facem, și în cazul celorlalte acest lucru este fundamental, da? Să avem un cont pe fiecare și, încă o chestie importantă, să știm engleză, da? Cât de cât măcar, ca să înțelegem anumite lucruri. În cazul CoinMarketCap trebuie să mergem la Learn, iar apoi la secțiunea aceasta Earn, dăm click, ne uităm ce campanii sunt disponibile. În acest moment avem campania celor de la Oasis Network, dăm pe Earn Rose, Rose fiind criptomoneda, tokenul acestui proiect. Ceea ce trebuie să facem noi în general este, uite, avem aici, da, pașii, trebuie să ne uităm la câteva videouri ca să învățăm despre acel proiect, apoi să completăm un chestionar, iar apoi vom obține acele criptomonede în baza fiecărui proiect. Da? De exemplu, în cazul NIR Protocol vom câștiga NIR, în cazul Oasis Network vom obține ROSE, în cazul Only One vom obține LIKE și așa mai departe. Da? Aici, dând click pe Earn ROSE, vom viziona aceste videouri, 4 videouri. Vom da click apoi pe Take the Quiz, da, pentru a face acel chestionar. Iar aici mai avem încă ceva important, dăm pe Read pentru a citi cum putem să obținem acei token, da, câștigați, pentru că va trebui să le dăm un user ID, da, de la Binance, mă rog. Trebuie să citiți aici ce și cum ca să vă puteți obține criptomonedele sau tokenii câștigați, da? În urma acestui proces de învățare. Deci învățați și câștigați, practic. Apoi, în cadrul Coinbase, trebuie desigur să avem un cont, trebuie să știm engleză și trebuie să, uitați aici, ne ducem la această secțiune. În acest caz putem câștiga $16 în diferite criptomonede. Și anume, în FCI putem câștiga $3, da, în criptomoneda acestui proiect, în tokenul acestui proiect FET, în AMP tot așa $3, iar în Stellar Lumens XLM $10, da? Dăm aici View More și dăm Start Course și învățăm despre aceste trei proiecte, iar apoi vom avea în balanța contului nostru de Coinbase, da, aceste criptomonede, fiecare în valoare de acesta 3 și acesta $10. Au mai fost în trecut și alte campanii pentru The Graph, pentru Enzyme Compound, Burn Bridge și așa mai departe, Polygon Scale, Nu Cipher și tot așa. Aceste campanii sunt pe o anumită perioadă de timp, după care expiră, apar altele noi și așa mai departe. Da? Acesta este un mod prin care putem obține criptomonede în mod gratuit și pe Coinbase. Apoi pe FMX. FMX fiind tot ca și Coinbase, tot un exchange centralizat, platformă tranzacțională centralizată. În cazul acesta, desigur, ne trebuie un cont, apoi dăm aici la Learn și ne ducem la secțiunea Learn and Earn, da? Învață și câștigă. În acest caz avem trei tutoriale pe care trebuie să le învățăm, am luat 3 videouri. În cazul acesta, un video despre diferența dintre valută fiat și criptovalută, da? Și aici vom câștiga $6. Apoi, cum să cumpărăm sau să transferăm criptomonede pe FMX. Și aici avem $10, da? Vom câștiga $10. Iar apoi ultimul, cum să tranzacționăm pe FMX, modalitatea de spot, $8. În total undeva la cât? $24 plus 16, 40 plus ce mai obținești de aici, să zicem 50. Iar apoi mai avem aici CakeDeFi. Trebuie de sigur cont. Iar apoi aici avem o secțiune Learn, da? O secțiune Learn care practic trebuie să facem cam același lucru. Să învățăm în acest caz despre DeFi Chain, iar apoi vom obține ce vom obține 5 dolari în această criptomonedă, echivalentul a $5 în această monedă DeFi. Da? Aceste criptomonede puteți să le
să tranzacționați cu ele pe platformele de pe care le-ați obținut. În cazul CoinMarketCap vor fi trimise criptomonedele, monedele, token și așa mai departe pe Binance, da? Și apoi puteți tranzacționa acolo sau puteți să îi trimiteți pe un wallet extern sau nu știu, orice vreți voi să faceți cu acele criptomonede, cu acei token, da? Cam asta ar fi o metodă foarte interesantă pentru a obține criptomonede în mod gratuit. Desigur, nu veți face o grămadă de bani, nu știu, nu veți deveni milionar și așa mai departe, dar e o metodă interesantă, da, pentru cei care vor să înceapă să tranzacționeze sau să se joace un pic cu diferite tokenuri pentru a, desigur, tranzacționa. Sau, nu știu, dacă doriți să câștigați aceste criptomonede, iar apoi doar să le țineți pentru câțiva ani, că poate vor face 10x, 100x și așa mai departe. Na, fiecare face ceea ce dorește, dar aceasta este o metodă interesantă de a obține criptomonede în mod gratuit. În acest caz vorbim despre criptomonede în valoare de circa 50 de dolari în total, ceea ce este decent, da? Mai ales pentru că nu durează foarte mult, în câteva ore, 2-3 ore, terminăm toate aceste tutoriale și obținem 50 de dolari, plus că în fiecare lună mai apar, în special pe CoinMarketCap și pe Coinbase, noi campanii de la diferite proiecte cripto. Acum, de ce sunt date aceste criptomonede, aceste tokenuri în mod gratuit, da, și doar trebuie practic să înveți și de ce înveți și câștigi. De ce se întâmplă asta? Pentru că diferite proiecte au diferite campanii de marketing, da, prin care cu ajutorul, în parteneriat cu diferite exchange-uri, platforme tranzacționale, oferă utilizatorilor niște monetari, niște bani, în schimbul atenției acelor utilizatori, da, cei utilizatori trebuie să se focuseze pe a învăța despre acele proiecte. Și posibil că unii dintre acești utilizatori să investească bani în acele proiecte dacă le place despre ceea ce au învățat despre acel proiect, da? Dacă le place ideea proiectului. Și cam asta este în mare parte, da? Deci ei au aceste campanii, da, prin care oferă bani pentru că speră ca aceste proiecte să placă anumitor persoane, iar acele persoane să investească mai mulți bani în aceste proiecte, da? Cam asta e toată treaba. Sper că v-a plăcut acest mic ghid despre cum putem obține criptomonede în mod gratuit și sper că v-a fost util, v-a plăcut și cam atât. La revedere!